poate fi o experiență foarte periculoasă. Înseamnă pericol la tot. Niciodată nu știi de unde poate veni pericolul. Special al prima dată în Irak, Mihai Ursu. Nu există săptămână fără un atentat. Se patrulează pe timp de noapte. Timp de noapte într-o zonă de război cum este Irakul, cum este zona Nasiriei, poate fi o experiență foarte periculoasă. O mașină se afeană, a sărit în aer, după care o a doua a spulberat totul în jur. Înghețat la 1600 de metri înălțime, astfel arată locul în care patru... Nu există săptămână fără un atentat sinucigaș sau fără măcar o alarmă cu bombă. Am văzut două lucruri zburând în aer. Un lucru fiind o roată, roata de pe stânga, și al doilea lucru, fiind comandantul tablului respectiv. În fața mașinii respective era un personal cu care am plecat. Probabil și eu aș fi procedat la fel, pentru că... Teama, dar să nu dai înapoi nici măcar un pas în fața primejdiei. Motivația mea a fost să mă întorc aici. Eu chiar am zis, sunt din nou acasă, sunt din nou acasă. Mai multe grupuri de tineri înarmați cu bâte, cu pietre și cu cocktailuri Molotov au atacat mai multe obiective din Belgrad. Priștinei, înarmați cu steaguri americane, britanice. La granițele României, un stat pe care țara noastră nu-l recunoaște. Mai multe aflăm de la trimisul nostru special, Mihai Ursu. Premierul Hashim Thaçi ar urma să susțină o conferință de presă, o primă ieșire în fața mass media internațională, care așteaptă un deznodământ la această poveste, care totuși pare doar să înceapă cu această zi de 17 februarie. Hashim Thaçi e redevedezdete cu nebio terorist. Ubiu Sărbia, țadă de bude. Sunt 200.000 de sârbi care nu împărtășesc perspectiva optimistă a unui Kosovo cu dreptate și egalitate pentru toată lumea. Se pot rescrie principiile geopolitice mondiale. Nu am curent, nici apă, am un amărât de radiator, iarna tremură aici de frig. Mi-a rămas doar să aștept moartea aici. Reacțiile comunității sârbe nu au întârziat să apară chiar a doua zi după proclamarea independenței la Priștina. 10.000 de sârbi au ieșit în stradă. Rate trebuie de bude! Rat, samo rat može to da sredi. O altă explozie a avut loc în sediul viitoare, într-adevăr, în EULEX, însă mai multe surse au oferit variante deocamdată mai divergente. Este cel puțin încă un dispozitiv exploziv care... Mai multe echipe de geniști încearcă să dezactiveze dispozitivul și să neutralizeze pe... Nordul provinciei Kosovo a devenit o zonă destul de fierbinte, pentru că aici au loc nu doar manifestări și atentate. Este, de altfel, al treilea incident de acest gen care are loc în doar 4 zile în zona de nord a orașului Kosovo. Toate de frontieră au fost închise. Mai multe echipaje de infanteriști americani și francezi au preluat controlul și au venit cu mai multe blindate, au întins garduri de seruzie. Și anume că în Kosovo a început deja un război, unul psihologic, unul al nervilor. Dimitri Popovici avea 17 ani când a fost ucis într-un raid albanez. 22 metka. Sa jednim obaračem za jednu sekundu, znači, sve ubija. În casa lui Dragan Stoicovici, singura lumină electrică este lampa camerei noastre de filmat. E un adevărat haos. Două ore avem curent, trei nu, iar avem două ore, iar alte trei nu. Copiii învață numai la lumânare. Îi dor ochii, e deprimant să învețe numai la lumânare. Copiii sârbi nu au aproape nicio șansă de a face mai mult de 8 clase în Kosovo, iar un loc de muncă în afara satelor sârbești este exclus. Un motiv în plus pentru ca pacea în Kosovo să fie împinsă către un viitor tot mai incert. Unda de șoc se simte deja la nivelul întregii. Albanezi au luat armele și au ieșit să tragă. Cel mai
mai sângeros și mai inuman atac terorist petrecut vreodată pe teritoriul Eslan avea să devină sinonim de teroare. 32 de teroriști armați până în dinți au luat cu asalt școala, au luat 1300 de... și corespondentul nostru special Mihai Ursu, care a luat parte la evenimentele de astăzi. 32 de teroriști înarmați până în dinți au luat cu asalt școala, au luat 1300 de ostateși pe care i-au ținut timp de 3 zile în sala de sport, fără apă, fără hrană și fără medicamente. Poate uita pe copiii care nu se vor mai duce niciodată la școală. Cel mai sângeros și mai inuman atac terorist petrecut vreodată pe teritoriul Europei. Întrebarea care este acum în mintea și poate pe buzele tuturor românilor este ce s-a întâmplat cu Mihaela Otto, românca despre care știm că a fost într-unul dintre acele trenuri ale groazei, românca panică pe care... Panică la Londra, în urmă cu jumătate de oră, sute de oameni au fost evacuați. Mașinile de poliție au împânzit străzile, iar controlele sunt din ce în ce mai... Iar pe care exista o mașină suspectă parcată foarte... Ce trăiesc zile de coșmar, Londra arată ca o adevărată fortăreață după atacurile... Și speciale de siguranță au fost instituite în toată Londra. Marile stații de metrou, marile zone aglomerate sunt acum patrulate de trupe speciale. Marea Britanie este acum divizată în două comunități care încet încet se suspectează tot mai mult. Declanșa noi valuri și mai puternice de islamofobie. La situația nu arată nici pe departe foarte roz. Starea de neîncredere și de teamă se accentuează, iar asta în ciuda faptului că poliția a pus în aplicare unele dintre cele mai drastice măsuri de siguranță. Familie distruse, o familie devastată de acel atentat care a curmat în mod gratuit, nejustificat viețile unor oameni care nu aveau nimic de împărțit nici cu terorismul internațional. I like to go for jihad. I'm the first person who like to go for jihad now. Parlament. Această decizie fără universități, unde se află și colegul meu Mihai Ursu. Bună seara! În moment, spiritele se încind, după cum puteți vedea, oamenii s-au entuziasmat pentru că am ajuns la momentul culminant al acestei manifestații, când președintele Traian Băsescu se pregătește să susțină un discurs în fața mulțimii de susținători. Ce, domnul Băsescu, că trăim bine în România, trăim pe drag. Epidemică, de jos, îți vine în cap, cam cum, și care vine de la înălțimea mai mare, ce părere aveți? L-a terminat. Ce fel de disperare poate să mâne un om să-și riște viața în măruntaiele pământului pentru câțiva lei? 2 milioane, cât are eu? Să trăiesc bine. Și colocația vreo... E bine tot. 4 milioane, 300 pe lună, 6 copii.